Europa. Acești copii minunați vă vor duce pașii prin țările membre ale Uniunii Europene, dar și prin toată Europa. Așa că haideți să-i primim cu aplauze. Sunt pentru prima dată și sunt minunați. Ziua de 9 mai are pentru popor român o triplă semnificație. Pe lângă Ziua Independenței, proclamată la 1877, românii sărbătoresc victoria Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial la 9 mai 1945, dar și Ziua Europei. În urmă cu 132 de ani, pe 9 mai 1877, Adunarea Deputaților a proclamat independența de Statul României. Deschizând astfel drumul spre recunoașterea internațională a drepturilor națiunii române de a-și decide singură soarta. Intrată în război în primăvara lui 1877, armata română a triumfat pe câmpul de luptă, ucerind pe rând între reductele otomane de la Plevna, Pirita, Smârdan și Vidin. Independența României a fost câștigată cu jertfa a peste 10.000 de ostași. România a trăit bucuria capitulării celui de-al treilea Reich. Semnarea actului de capitulare necondiționată a Germaniei a avut loc la cartierul general sovietic din Berlin. Astfel a luat sfârșitul celui de-al doilea război mondial pe continentul european. Pe 9 mai este serbată și Ziua Europei, în urmă cu 58 de ani. Ministerul de Externe al Franței, Robert Schuman, a propus Germaniei, dar și altor state, să pună bazele concrete ale unei federații europene indispensabile pentru menținerea păcii. Pe 18 aprilie 1951, 6 state, Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda, au semnat tratatul de la Paris, privind prima dintre comunitățile europene, Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului. Azi e zi de sărbătoare, noi cei mici vom da sărbare. 9 mai sărbătorim, suntem cetățeni europeni și ne mândrim. Tot visam din an în an să devin cetățean european. Astăzi, cu onoare, spun că am pășit pe acest drum. România în 2007 a aderat. În Casa Europei a intrat, alături de 26 de țări, învinse peste munți și mări. Precum petalele de flori, se înalță în vânt cu alor flori. Dorește și sufletul meu să se înalțe ca un zmeu și să colinde în lung și în lat, bătrânul continent visat. Acasă e Italia, e Franța sau Austria. Acasă e Germania, Olanda sau Bulgaria. Iar toate aceste state, legându-le în buchet, e Europa, casa, bătrânul continent. În fiecare stat e o cheietură a continentului făptură, luptând pentru a lăsa renăzuințe, doar împreună au căpătat și biruințe. Și adunați cu toții la o masă, german, austriac, român, formăm o casă. S-au înfrățit mai multe state sub deviza Unitate în Diversitate. O monedă unică, o știți și voi, să aveți faptă la eroi. Să trăiască toate popoarele care cu nerăbdare așteaptă ziua, când soarele merge, ceapă. Frunze și flori, vă așteaptă izbânda, vă așteaptă și frații cu inima la tre. Și pra-
copii, vă rog frumos să poftiți în sală. Măcar o dată-mi ia să-l.
de dans Dorulețu, de la școala gimnazială numărul 1 Curcan. Thank you.
Ooh.